Sunt niște premoniții pe care le am, o trăire extraordinară. Nu vreau să se creadă că sunt sfântă de pe icoană, nu sunt credincioasă, din contră, sunt cea mai păcătoasă de pe fața pământului. Să ating un alt nivel în comuniune cu Dumnezeu. Sunt convinsă că dacă nu era această perioadă de rugăciune intensă, n-aș fi reușit să rezist. Am o altă viziune, în primul rând, despre cine este Dumnezeu. Postul. Postul înseamnă să-ți curăți sufletul, să fii împăcat cu Dumnezeu, să fii împăcat cu tine. Înseamnă să nu mănânci nimic. O zi. 10 zile, practic 7 zile plus 3 zile de revenire. Nimic fără Dumnezeu în viață. Laura Olteanu, o artistă iubită de întreaga Românie, poate și prin prisma faptului că este credincioasă, patriotă și cântecele ei spun multe lucruri frumoase legate de România. Îți mulțumim că ai venit la Stare Popular să ne împărtășești din experiența ta atât profesională cât și cea de viață și mai ales să anunți un turneu extrem de important. În primul rând, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Sunt onorată să pot împărtăși trăirile mele, experiența mea de viață cu telespectatorii noștri. Am spus-o dintotdeauna, pentru mine a fost menit să cânt, pentru că m-am născut într-o familie de muzicieni, unde muzica era de dimineață până seara târziu, așa că pentru mine a fost ceva firesc să cânt. Și în familia mea, de fapt, cine nu cânta era ceva în neregulă, adică toată lumea cântă. De la mătușa, uncheșul, cu acordeonul, cu vioara, până la frații mei, până la verișorii mei. Așa că pot să zic că mi-a fost menit să cânt, pentru că m-am născut într-o familie unde muzica a fost vitală, pot să zic. De dimineață până seara târziu, asta era și preocuparea noastră, joaca noastră acolo. Începea și acolo se finaliza. Iar ai noștri părinți se bucurau pentru că știau unde suntem, știau ce facem și am fost așa, privilegiați de mama natură cu toții să începem din fragedă pruncie să cântăm. Și frații tăi cântă în momentul de față? Frații mei sunt foarte talentați, au cântat până într-un anumit punct. Știi cum e, soarta fiecărui om e bine menită de sus. Ei sunt foarte talentați, dar nu au progresat în domeniul să urce pe treptele acestei, să zic așa, meniri. Da, bănuiesc că sunt mândri de tine, că tu ai reușit. Cu și toții sunt mândri de mine, da, pentru că ei în afară de muzică mai fac și altceva, eu în schimb doar muzică. E suficient, aș zice. Da, pentru că o fac la un alt nivel și asta te solicită, trebuie să fii acolo în permanență, cu gândurile, cu trăirile, cu simțirile, pentru că în cântecele mele se regăsesc cele mai profunde trăiri pe care eu mi-a fost dat să le trăiesc, să le împărtășesc, să le... Acasă în România este vârful succesului pe care l-ai avut. Așa este, Acasă în România, albumul Acasă în România și această melodie care poartă titlul albumului a venit într-un moment destul de înaintat în cariera mea, pentru că stăteam mereu și mă gândeam cum de am atât de multe și frumoase melodii și nici una din acele melodii n-a pocnit atât de mult latura sensibilă a publicului meu încât să reușesc să fiu cunoscută la nivel național, ba mai mult, internațional, să zic. Și atunci
a venit acest succes, eu spun că la o vârstă, mă rog, în cariera mea, pentru că începând să cânt la 12 ani și până cu aproape 30 de ani, 25 de ani, așa ca să fiu mai precisă, 25 de ani de carieră și după multe imprimări și după multe colaborări cu orchestre și cu renumiți compozitori, uite că a venit și succesul. Asta denotă faptul că niciodată nu trebuie să ne oprim. Ai avut momente în care îți spuneai, încerc și parcă nu ating performanța? Nu, eu niciodată nu am avut asemenea gânduri, dar am auzit de la ceilalți colegi de breaslă că au avut anumite situații în viață care poate le-au ridicat semnele astea de întrebare sau piedica asta în viață care... Da, și cunosc persoane din domeniul meu, soliste sau cântărețe sau cum vrei să le chem, care odată ce s-au căsătorit, n-au mai putut face față cu acest ritm. Tu ai reușit să faci... cariera și... Ai reușit să le împaci pe toate. Eu am reușit să le împac pe toate, poate și pentru faptul că am temperamentul ăsta, dar așa cum am spus și la începutul interviului nostru, mi-a fost menit. Și odată ce ai un destin bine stabilit de sus, cred că Dumnezeu îți dă și forța aia care să le împlinești pe toate. Cât a contat Dumnezeu în viața ta și în lucrurile care ți s-au întâmplat? Nu vreau să vorbim despre trecut, pentru că Dumnezeu contează și va conta în viitor. Nimic fără Dumnezeu în viață. Deci o spun și o subliniez. Nimic fără Dumnezeu, pentru că au fost foarte multe situații în viața mea care am simțit că este o putere care vine din interiorul meu și asta nu vine așa. Deci cineva ți-o dă. E clar, dacă ai credință și dacă ai rugăciune, și e clar că cineva te ajută. Ai simțit lucrurile astea din totdeauna sau s-a întâmplat? Pentru că mai sunt cazuri în care trăiesc oameni care trăiesc minuni și abia atunci încep să creadă, da, Doamne, există o putere divină. Am crescut într-o familie unde rugăciunea era prezentă, unde mersul la biserică era prezent, împărtășania, spovedania. De mic copil am crezut în Dumnezeu, dar aceste trăiri și aceste simțiri au venit pe parcurs. Cum de altfel și viața te încearcă, așa au venit și așa a venit și acest ajutor sau cum să-l numesc, premoniție, să spun, pentru că sunt niște premoniții pe care le am în momentul în care poate că am nevoie de o forță, nu știu, un spectacol mai mare, o deplasare mai lungă în străinătate. Și atunci, odată cu rugăciunea, am și trăirile și simțirile astea. Adică forța asta care îmi vine interioară. O forță pe care ți-ai construit-o și ai întărit-o extrem de bine, așa cum spuneai tu, nimic fără Dumnezeu. Iată că Dumnezeu ți-a așternut o cale extrem de frumoasă pe care mergi în cariera ta, în familie, de ce nu. Mai putea stârni și invidii chiar cu lucrurile care ți se întâmplă, deși invidia nu este văzută cu ochi buni în prisma unui credincios. În momentul în care iei o decizie importantă, te consulți cu soțul tău și cu Dumnezeu sau lucrurile astea le faci doar cum consideri tu? Bineînțeles că mă consult cu soțul meu și suntem împreună în rugăciune. Deci noi doi ne consultăm cu Dumnezeu în rugăciune. Deci amândoi pentru sunteți... că noi doi suntem unul în fața lui Dumnezeu. Amândoi sunteți extrem de credincioși, aș zice. Acum nu vreau să fiu foarte serioasă, nu vreau să sperii publicul nostru, că nu știu ce poate putere așa avea, dar în viața unui creștin ortodox, așa ar trebui de făcut. Adică doi soți sunt unul în fața lui Dumnezeu, iar împreună în rugăciune. Suntem în postul Paștelui și nu pot să nu te întreb de faptul că așa credincioasă cum ești, ții toate posturile. Nu vreau să se creadă că sunt sfântă de pe icoană. Nu sunt credincioasă, din contră. Sunt cea mai păcătoasă de pe fața Pământului. Pentru că în fața lui Dumnezeu, smerenia este o mare binecuvântare sau o virtute sau cum vrei tu să o chemi. Nu trebuie să ne credem credincioși. Nu suntem credincioși de altfel. Suntem păcătoși, atâta tot.
Păi dacă credem despre noi că suntem păcătoși... Eu cred în Dumnezeu. Da. Dar în același timp recunosc ca orice om am patimile mele, am încercările mele și mă consider un om păcătos. De aia și postul, de aia și spovedania. La ce ar mai trebui spovedanie și împărtășanie dacă ne-am crede sfinți, credincioși? Și... Că sunt momente în care în viață simt că poate nu fac suficientă rugăciune sau nu sunt destul de credincioasă sau am îndoieli. Pentru că mai este și partea cealaltă negativă care vine și implementează acolo, mai ales când ești în post, îndoieli. Atunci nu mă cred o persoană foarte credincioasă și foarte sfântă. Sunt un creștin practicant. Ce înseamnă postul pentru tine? Că mulți spun, nu trebuie să mănânc carne, trebuie să am o dietă alimentară. În schimb, da, postul înseamnă mult mai mult. Așa este. Pentru mine postul nu constă în a nu mânca produse de origine animală, clar. Postul este perioada în care trebuie să te apropii mai mult de Dumnezeu prin rugăciune și să-ți schimbi abitudinile tale. Adică, cum spunea ea din iauri, de invidie. Într-adevăr, în viața unui creștin, invidia nu are ce căuta. Dacă mă întreb pe mine ce înseamnă invidia, nu pot să spun ce înseamnă, pentru că, uite, și soțul meu de multe ori îi spun, eu nu am cunoscut niciodată sentimentul ăsta de invidie. M-a binecuvântat bunul Dumnezeu. Pentru că invidia, să fii măcinat de invidie, e ca o boală. Deci e dureroasă invidia în sufletul, în sufletul unui om, părerea mea. Și atunci eu nu am avut de ce să fiu invidioasă niciodată pe nimeni. În schimb, am muncit foarte mult să-mi realizez toate planurile, am fost și sunt împlinită și de aia Dumnezeu m-a ferit de această trăire, de acest sentiment urât, invidie. Deși... Și asta înseamnă postul. Postul înseamnă să să-ți curăți sufletul, să fii împăcat cu Dumnezeu, să fii împăcat cu tine, să nu ai mustrări de conștiință, pentru că și mustrarea asta de conștiință vine tot din sufletul, că probabil ți-ai încărcat cu anumite patimi și atunci Duhul Sfânt lucrează prin conștiință și conștiința te mustră. Atunci când tu simți că trebuie să faci ceva în sensul ăsta, fă-o. Pentru că orice mic început, adică mersul la biserică, poate nu obișnuiești să mergi la biserică la Sfânta Liturghie duminica, dar dacă vine postul și ai în sufletul tău sau în mintea ta, nu știu, un gând, o fărâmă acolo care spune, măi, hai să mergi și eu la Sfânta Liturghie, uite, e duminică, fă-o, pentru că acolo lucrează Duhul Sfânt. Sau, când începe postul, vreau să postesc, hai să văd și eu ce trăiri pot să am în post, hai să mă detașez și eu de această abitudine culinară de a mânca carne, mă rog, de origine animală, lapte și așa mai departe, ouă. Și ăsta este un mic pas. E un mic pas și Dumnezeu atunci vine în întâmpinarea ta și te face să cunoști mult mai multe lucruri despre El. Pentru că trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu ca să știm cine este Dumnezeu și cine suntem noi și ce rol are fiecare. Tu, legat de postul, ai trăit și un next level al postului, aș putea spune, pentru că am aflat faptul că există tabere de postit. Așa este. Ai participat la o astfel de tabără? Da, există o asociație de post terapeutic cu apă, o găsește toată lumea pe internet. Așa am găsit-o și eu, pentru că am fost interesată de aspectul ăsta și căutând material despre post, ce înseamnă postul cu apă, am dat de această asociație, post terapeutic cu apă. Cine este interesat poate căuta, este la îndemâna oricui și atunci... Eu am participat de două ori la o asemenea tabără. Ce înseamnă să poți terapeutic cu apă? Înseamnă să nu mănânci nimic. O zi? Mai multe. Mai multe zile? Da, 10 zile, practic 7 zile plus 3 zile de revenire, așa a fost inițial, dar eu am, găsindu-mă în tabără acolo și postind 7 zile, am zis că mai postesc încă 3 zile, că revenirea o pot face și acasă. Revenirea ce înseamnă? Revenirea la alimentație. La alimentație, da, obișnuită. Este foarte important, sigur. Și am fost o dată și am mai fost încă o dată și vreau să vă spun că
nu am crezut că atunci când nu mănânci te poți simți mai bine ca oricând. Într-adevăr, primele trei zile sunt un pic mai dificile pentru că un pic organismul se cam zguduie, că nu înțelege ce faci, ce, de ce nu-i dai să mănânce și dai doar apă și mișcare și rugăciune foarte mult în schimb. Pentru că cel mai important în acest post este rugăciunea. Altfel, o transformăm într-o simplă dietă. Și sunt convinsă că dacă nu era această perioadă de rugăciune intensă, n-aș fi reușit să rezist. Pentru că încercările au fost multe și mari. În locația respectivă, fiind regim de mănăstire, m-a ajutat foarte mult. Oamenii care au fost împrejurul meu m-au susținut și am învățat să postesc. Pentru că, așa cum am spus, postul doar așa vegan e doar o dietă. Dar cu adevărat postul e rugăciune și un pic de nevoință. Cum ai fost după cele 10 zile de post negru, aș putea să-l numesc? Da, post negru cu apă. Cu apă? Da. Mă rog, schimbări fizice s-au văzut. Pentru că e firesc până la urma urmei, dar spiritual m-a împlinit și am învățat foarte multe lucruri. Pentru că de asta m-am și dus, să ating un alt nivel în comuniune cu Dumnezeu. Poți să-mi dai un exemplu? Ce s-a schimbat concret? Am o altă viziune, în primul rând, despre cine este Dumnezeu, despre cum lucrează El în viața noastră. Și sacrificiul ăsta pe care încearcă omul să-l facă pentru a-l cunoaște pe Dumnezeu și a se apropia de El. Deci acolo am simțit o apropiere fantastică. Da, o trăire pe care foarte greu să o descrii. Mă înțeleg doar acei oameni care au postit cu adevărat. Pentru că fiecare trăiește diferit această stare, acest post. Fiecare în viața lui are probleme, are lipsuri, are, fiecare se roagă pentru ceva. Iar este foarte important ca acest post, acest sacrificiu, să-i dai omenire. În tabăra unde am fost mulți oameni, odată 35, odată 28 și fiecare om avea câte un destin, fiecare om avea câte o problemă, fiecare avea câte o menire pentru post. Și am văzut acolo cum lucrează rugăciunea, cum lucrează postul pentru fiecare în parte. Eu am fost cea mai tânără, să spun așa, pentru că eu nu m-am dus din prisma faptului că aș avea vreo boală sau vreo foarte mare nemulțumire în viață sau vreun necaz. Doamne ferește, eu m-am dus pur și simplu să învăț să postesc și să mă apropii mai mult de Dumnezeu. Și apoi toate celelalte experiențe au venit la pachet. Plus, minus 9 kilograme. 9 kilograme în 10 zile de băut doar apă. Da, în prima tură. Și în a doua tură au fost 6 kilograme. 6 kilograme. Pentru că odată ce organismul slăbește, 10 kilograme, următoarele 10 kilograme e mai anevoioasă slăbirea. Dar pe mine nu m-a interesat aspectul ăsta. Că a venit ea și m-am detoxifiat și fizic, slavă Domnului. Majoritatea creștinilor care țin post și nu atât de drastic cum ai făcut-o tu, în momentul în care vine Marea Sărbătoare, da, pun pe masă produse îmbelșugate și mâncăm de nu ne mai oprim. În cazul tău, cum a fost această revenire de care îmi povesteai? Eu începutul postului meu a fost în timpul în începutul postului mare al Crăciunului și începutul postului mare al Paștelui, tocmai pentru faptul ca să dau timp de revenire. Pentru că dacă nu mănânci 10 zile nimic, atunci 10 zile nu mai ai voie să mănânci sărat și 20 de zile de acolo nu mai ai voie să mănânci carne. Și trebuie să respecti toate aceste aspecte. Dacă te-ai turnat în mâncare cu de toate, te umfli, faci edeme și nu-ți trece cu nimic decât tot prin post negru cu apă. Asta îmi spuneai că spiritual ai atins un nivel pe care nu l-ai mai simțit, dar fizic cum te-ai simțit?
după acest post? E clar, pentru că ne întâlneam la conferințe în fiecare zi, în fiecare seară, la o anumită oră, și fiecare dintre noi împărtășeam liderului acestei tabere. Fiecare dintre noi împărtășeam trăirea pe care am avut-o în acea zi. Și după a cincea zi, că am avut și eu destul de multe momente în care simțeam că, adică mă speriam la început, primele trei zile, neștiind ce te așteaptă. În prima tură, că în a doua tură deja am știut, m-am așteptat și m-am încărcat. Dar prima tură m-am cam speriat, pentru că am avut un pic așa niște stări, dar au trecut, le-am depășit. A fost așa doar un moment, știu eu, o oră, două de slăbiciune un pic și am stat liniștită, bineînțeles, și atunci am băut apă foarte mult și am mers mai departe. Și aia a fost sincopa în care organismul a trecut de la alimentație fizică la cealaltă alimentație interioară, când începe a se alimenta cu celule moarte, cu, mă rog, aici intrăm într-o altă emisferă, cu grăsime, cu tot ce are organismul în plus. De acolo înainte a fost de neexplicat, pentru că când mă întrebau oamenii cum te simți, mă simt foarte bine, mă simt ușoară, dormeam mai puțin noaptea. De ce? Pentru simplu fapt că organismul, nemai având nevoie să consume energia pentru digestie, mi-era suficient 4-5 ore de somn și mă simțeam foarte bine. Deci era ora 4 dimineața în care eu mă trezeam și debordam de energie și abia așteptam să se crape de zori, să mă duc la liturghie dimineața, seara era vecernie, mă rog, aveam un program bine stabilit. Așa și trebuie de făcut în post, chiar dacă postești acasă sau chiar dacă optezi să ajungi la o tabără. Și vreau să-ți mai povestesc încă o trăire extraordinară. În fiecare zi meneam acest post. Când am văzut că funcționează, a fost o zi în care am menit postul pentru soțul meu. Am zis, mâine postesc pentru soțul meu. Cum adică? Poți să postești pentru o persoană, pentru o persoană dragă, pentru o persoană care o știe în nevoie, bolnavă și poate care nu poate posti. Și atunci, dacă tu faci acest gest pentru persoana respectivă, în primul rând, în fața Bunului Dumnezeu, este foarte bine primit acest sacrificiu pe care tu îl faci, pentru că aceasta este dragostea. Știi cum e? Să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți, da? Și nu există o jertfă mai supremă în fața lui Dumnezeu, da? Și atunci eu am zis că postesc pentru soțul meu. Bine, că am postit și pentru copii, am postit așa, câte un pic pentru fiecare. Uite, lucrul ăsta nu-l știam. Mm-hmm. Știu faptul că poți să dai de pomană și celor morți și celor vii, dar să postești... Da, poți să faci, sigur, poți să faci, da. Și atunci eu am postit pentru el și vreau să spun că în dimineața respectivă m-am trezit la ora 5, mi-am făcut pravila de rugăciune, dar înainte de a mă trezi am avut o senzație de arsură, de la stomac. Zic, na, cum se poate că doar nemâncând de atâtea zile, îți dai seama că nu are, n-ai cum să ai aceste stări. Am avut așa, pe parcursul zilei, tot această senzație. M-am trezit, mi-am făcut pravila, m-am dus la Sfânta Liturghie, mă rog, peste zi. Mă rog, în dimineața respectivă, cam până la ora 12, m-am simțit lipsită de energie total. Atât eram de moleșită, nu știam ce se întâmplă. În după masă, mă simțeam foarte agitată, în schimb. Foarte agitată, ceam așa de la o stare la altă. Și mi-am luat tensiunea, pulsul. Eu am tensiunea mică, de obicei, 9:6, 60 pulsul. În ziua respectivă am avut tensiunea și pulsul soțului meu, arsurile pe care de obicei le are soțul meu, pentru că mai exagerează câteodată seara și mai mănâncă, pentru că seara cu toții ne întâlnim acasă și e clar, mâncăm și poate cu oboseala de peste zi are periodic aceste stări. Tensiunea lui și starea de în ziua respectivă care a avut-o el a fost un pic mai agitat. În schimb, eu nu i-am spus nimic și l-am întrebat în ziua respectivă, seara. Zic, cum a fost azi? Mă rog, cum te-ai simțit?
Am avut o zi excelentă, m-am simțit calm. Zic, da, tensiunea ți-ai luat-o astăzi? Zice, nu, nu mi-am luat-o, dar hai te rog, poți să-ți iei tensiunea. Și avea tensiunea pe care o am eu de obicei. Cum îți explici acest fapt? Deci toate trăirile care le-a avut el și care le are el de obicei, mai agitat, mai știi, acum e la servici, poate sunt fel de fel de situații, le-am preluat eu și el a preluat starea mea de bine și starea mea de liniște interioară. Și adică a fost foarte liniștit, tensiunea seara era mică. O văd ca pe o dovadă supremă de iubire, un lucru pe care mai mult de atât n-ai putea să faci pentru ființa iubită, decât să iei energiile... Să iei asupra ta, să iei asupra ta, bă, exact, povara de zi cu zi și să îi dai din lucrurile tale bune. Așa este. Așa este, da. Ar trebui între noi, știi cum e? Noi credem că ajuta pe cineva înseamnă doar material. Dar uite cât de frumos și cât de ușor poți ajuta pe cineva pe care îl iubești și nu numai, care ți-e aproape și care empatizezi cu trăirile pe care le are. Poate are o problemă în familie, în casă, în căsnicie, poți posti pentru persoana respectivă. Gândește-te că odată e bine primită jertfa ta în fața lui Dumnezeu și apoi ajuți și aproapele tău. Laura, ai trăit vreun miracol? Miracol trăiesc în fiecare zi. Viața e un miracol. Faptul că ne trezim dimineața e un miracol și faptul că ajungem seara să ne întindem în pat e un alt miracol. Nu toți vedem lucrurile așa. Unii se raportează la aceste miracole ca niște lucruri magice. E o magie și viața până la urmă. Și faptul că, așa cum spui și tu, ne trezim și putem ca mai apoi seara să ne culcăm. Și știi ce vrea Dumnezeu de la noi? Un simplu mulțumesc. Atât. Să-i mulțumim în fiecare zi. Atât. Când spui lucrul ăsta, doar un mulțumesc vrea Dumnezeu de la noi, parcă n-ar cere nimic supraomenesc. Dar uite că mulțumescul ăsta nu vine întotdeauna și ne raportăm la Dumnezeu doar atunci când avem nevoie de El și îi cerem lucruri. Asta este firea umană, dar să știi că dacă ar fi mai multă rugăciune, n-ar mai avea loc cel care e făcut să facă rău pe acest pământ, că nici nu vreau să-l pronunț. Se bucură dacă îl pronunț, dacă îi pronunț numele. Da, dacă ar fi mai multă rugăciune, e clară. Rugăciune dimineață și seara? Da. Și la masă? Acum, știi, ar spune oamenii, măi, da, când avem noi timp să ne rugăm? Că mai avem de făcut și altele. Dimineața te trezești, faci micul dejun sau... Rugăciunea înseamnă un gând. Rugăciunea inimii care e formată din câteva cuvinte, Dumnezeu se bucură foarte mult. Bine, dacă mai ai și timp să, nu știu, să mai spui un Tatăl nostru, iar seara, mă rog, un paraclis dimineața, un acoperământul Maicii Domnului, acatist, e ok. Asta ar trebui să facă parte din pravila fiecărui creștin. Am revenit și m-am liniștit. Da. Neașteptate lacrimile tale, semn că trăiești intens fiecare lucru pe care îl vorbești, îl povestești legat de ceea ce simți. Ceea ce m-aș fi convins de altfel că n-am ajuns la nivelul pe care tu îl trăiești și nu cred că oricine poate să-L îmbrățișeze pe Dumnezeu așa cum o faci tu. Ba da, cred că se poate. Stă în forța fiecărui om. Nu există, nu se poate. Ambițioasă. Ești ambițioasă de fel. Nu știu cât de ambițioasă sunt, dar la mine nu există, nu se poate. Te-ai lovit vreodată de un lucru pe care n-ai reușit să-l realizezi și
te-ai gândit că, uite, domnule, nu suficient de puternică? Nu m-am lovit. Dacă a fost să nu se întâmple, am luat-o ca atare, n-a fost să fie și trebuie să fie diferit. Hai să vedem ce poate fi diferit. Se întâmplă un lucru... m-am împiedicat niciodată, asta e ideea. Se întâmplă însă un lucru frumos luna aceasta și când spun asta mă refer la turneul pe care îl începi acasă în România, nici nu văd o altă denumire mai potrivită. Când spui Laura Olteanu, deja mă gândesc la... îmi vine să fredonesc chiar melodia Acasă-i România. Acasă-i România, un regal folcloric de neuitat. O sărbătoare despre patriotism, tradiția și credința neamului acestuia, despre dragostea românilor față de țară și respectul față de istoria și zestrea neamului românesc. Orchestra ansamblului profesionist Ciprian Porumbescu, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Constantin Enceanu, Steliana Sima, Cristian Pomohaci, Sorin Filip, Andra Olteanu și, bineînțeles, Laura Olteanu, cea care a făcut ca piesa Acasă-i România și nu doar aceasta să treacă granițele inimilor românilor de pretutindeni. De ce acest turneu? De fapt, turneul acesta a început înaintea pandemiei, în 2019, la Suceava. Atunci a pornit acest proiect cu ideea de a dezvolta, de a ajunge în cât mai multe orașe din țară și chiar și în străinătate, unde sunt comunitățile cele mai mari de români. A venit peste noi pandemia și ca orice artist a trebuit să ne oprim și am reluat această idee, acest proiect. Mergem mai departe, următorul oraș va fi la Bacău, pe data de 18 martie, la Teatrul de Vară Radu Beligan. Am alături orchestra ansamblului Ciprian Porumbescu din Suceava și mulți colegi dragi și valoroși pe care îl are neamul românesc. Dăm câteva exemple să-i convingem pe... Da, putem da toate exemplele pe care le avem. Te rog. Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Constantin Enceanu, Steliana Sima, Pomohaci Cristian, Sorin Filip, care este și managerul Centrului Cultural Bucovina și care m-a susținut dintotdeauna în toate proiectele mele și, nu în ultimul rând, fiica mea, Andra Olteanu. Oh! Da, ea este elevă la Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu la liceu, în clasa 9, 9 ani de pian, clasic. Ea a îmbrățișat această meserie, această latură a artei, muzica, dar în muzica clasică e diferit față de muzica populară. Vreau să știe, să învețe cum muncește mama, ce înseamnă scena, ce înseamnă publicul, ce înseamnă să câștigi dragostea publicului și să nu-l dezamăgești. A fost și dorința ei? Pentru că da, îmi spuneai la începutul interviului da. Că în familia ta toți au îmbrățișat această artă. A fost la fel, a venit de la sine și pasiunea ei pentru muzică? Este foarte talentată, asta mi-au spus și persoanele de specialitate, profesorii care au testat-o în momentul în care ea a intrat la Colegiul de Artă făcând pianul. Copilul fiind mic, el nu are cum să-și dea seama poate ce își dorește de la viață. Noi, ca părinți, am canalizat-o sigur pe această traiectorie și a dat seama că muzica e cel mai bun, frumos, sensibil, divin, însoțitor în viață. Și acum o întreb frecvent. Ai vedea viața fără muzică, fie ea clasică, pop, rock, folclor și așa mai departe. Ți-ai vedea-o fără? Și cum o vezi cu? E bună alegerea care am făcut-o cu toți împreună? Sau nu? Și da, într-adevăr, este foarte mulțumită. E de nedezlipit de căști.
de căști în timpul liber. Și în rest studiază foarte mult pian. Și care e genul ei muzical preferat? Clasică. Muzica clasică. Clasic, da. Acolo trăiește ea și de multe ori îmi spune, știi, mama, când ascult eu, nu știu care compozitor, îmi spune ea, mă transpune într-o altă emisferă, într-o altă stare, într-o altă, mă uit la ea, zic, mă, fii așa, nu, contrazic. Pentru că și muzica mea mă duce și pe mine într-o altă stare. Da, asta e până la urmă muzica bună, să te bage în stări, asta, să-ți transmită feeling-uri. Asta e cel mai... Stări pozitive, da? Pozitive, exact. Că mai sunt genuri de muzică care te face... Te zdruncină puțin. Vorbim de numai de... de părți frumoase. Cea mai mare nebunie e dragostea care vreau să o împărtășesc cu publicul. Tot ce avem mai scump, mai de folos, mai de preț, tradiția, folclorul, muzica bună, nu ai idee ce trăiri sunt pe scenă din partea noastră și publicul ce trăire îl are. Atunci se întâmplă ceva, nu știu eu, o lege nescrisă când se împărtășesc aceste trăiri, aceste emoții. Aceste emoții și trăiri. Asta e cea mai mare nebunie care poate să existe, nu știu, întâlnirea cu publicul pentru mine e o, nu știu, e euforică. Tot legat de public vreau să te întreb, pentru că versurile tale sunt sensibile pentru majoritatea oamenilor. Cum e când vezi publicul plângând în momentul în care le cânti? Versurile mele vin din majoritatea trăirilor pe care le am eu și experiențele pe care le-am avut eu în viață. Iar eu nu sunt un extraterestru. Am și eu aceeași viață ca și restul lumii și atunci cu toții ne regăsim, suntem cu toții în aceeași oală. Probabil de asta, fiind mesajul melodiilor directe, acolo ne regăsim cu toții. Și, cum să-ți spun, de multe ori mi s-a întâmplat, adică de câte ori mi-am propus să trec publicul prin toate stările, de atâtea ori am reușit. Prin talentul pe care mi l-a dat Dumnezeu și forța asta de a înțelege starea omului pe care l-am în față. Și dacă am vrut să cânt o melodie și am simțit să cânt o melodie pe ascultare, mai care să-și aducă omul aminte de, nu știu, din trecut, am reușit. Și am văzut lacrimi curgând pe față, dar lacrimile alea nu e nevoie să fie doar de tristețe. Sunt lacrimi și de bucurie, de nostalgie și așa mai departe, da. Evident, pentru că lacrima e o trăire și eu sunt de părere că atunci când simți să o lași, când vine să o lași să curgă, pentru că e o stare, e o trăire. Adică cum râzi, e firesc și să plângi, nu? Nu ți s-a întâmplat să râzi sarcastic? Să râzi și sarcastic, să plângi și de bucurie. Deci râsul sarcastic nu e un râs firesc, da? Cum și lacrima de bucurie nu înseamnă că ești trist sau necăjit. Cu bucurie îi aștepți pe toți la spectacol? Cu cea mai mare bucurie. Vreau să reîntâlnesc. Eu am mai cântat la Bacău și vreau să spun că la Bacău mă simt ca acasă, ca la Suceava. Sunt tot moldoveni de-ai noștri, unde sunt în primul rând iubitori de folclor, de muzică populară și abia aștept să-i reîntâlnesc. Da, abia aștept să simt și orchestra, să simt și publicul, să le simt aplauzele, să... Da, e minunat. Am văzut deja că ați început repetițiile. Da, da, am început și repetițiile și vreau să le mulțumesc pe această cale tuturor instrumentiștilor, pentru că îi văd foarte implicați și asta mă bucură cel mai mult, pentru că suntem toți acolo la unison să cântăm, să dăm tot ce este mai bun din noi. După experiența cu Asta e România, acasă succesul România, nebun pe care l-ai avut, pentru că e o melodie pe care cred că o cunoaște întreaga țară până la urmă, sper la un alt vârf al carierei tale. Acasă România nu a venit așa întâmplător, pentru că eu mesajul acestei melodii l-am trăit, pentru că eu am trăit 7 ani în străinătate, asta publicul o știe, și tot ce trăiește românul zi de zi în diaspora, eu am trăit și cred că asemenea melodie nu putea să cânte nimeni mai bine ca mine, trăind mesajul ei. În cântecele noastre, asta înseamnă folclor, omul de-a lungul timpului și-a spus ofurile
bucuriile, toate stările, dragostea, dorul, mă rog, și așa mai departe. În Acasă e România, Acasă e România e un mesaj unic pe care cu toții l-am trăit. Revoluția, mă rog, înstrăinarea tuturor românilor și așa mai departe. Problema continuă, din păcate. Poporul nostru nu trece prin cea mai bună perioadă. Suntem și noi încercați, vedem zi de zi ce se întâmplă de jur împrejurul nostru. Și atunci următoarea melodie pe care am pregătit-o, ca să-ți dezvălui așa doar câteva mici picanterii, curiozități, pot să spun că i-am ca protagoniști pe copiii mei, ca și punct de reper, pentru că ei sunt viitorul. Iar titlul e foarte sugestiv. Hai române, te trezește. E frustrarea noastră a tuturor românilor pe care o trăim în zilele noastre. Acolo se regăsește tot în această melodie. Când o lansăm? Cât de curând. Lucrăm la videoclip. Lucrăm la videoclip pentru că vreau ca acest videoclip să îmbrace cât mai sugestiv acest mesaj pe care încerc să-l transmit tuturor românilor. Laura, îți urez mult succes în turneu, să ajungi să cânti în toate orașele țării, să-i bucuri pe români cu cântecele tale. E un început, da? E un început, a fost Suceava, Bacău, am o echipă foarte bună alături de mine, soțul meu, soțul meu și domnul director Cosmin Man. Și bineînțeles toți colegii care au pus umăr și sunt, fac parte din acest frumos proiect. Am cei mai buni oameni, cei mai buni profesioniști, soțul meu e acolo care să mă susțină, să mă critique, bineînțeles, când ceva nu este în regulă. Este cel mai bun, cea mai bună persoană care e acolo și e ceea ce îmi trebuie. Mi oferă dragoste necondiționată, suport. Suportul vine din toate punctele de vedere. Un suport când trebuie să facem câte un proiect, o critică tot un suport e și un compliment, la fel tot un suport e. Nu te întreb mai multe nu despre... Nu trebuie 100 de oameni în echipă. Câțiva, dar ea să fie bun, sincer și ce trebuie, când trebuie, cum trebuie. Laura, îți mulțumim că ai venit la Stări Popular. Mă scuz că acum ați iau vorba, dar îmi cer scuze dacă am fost foarte serioasă astăzi, pentru că vorbind de Dumnezeu nu pot să fie altfel. Nu știu dacă am fost prea serioasă, îmi cer scuze, dar sper că ceea ce am încercat să transmitem publicului măcar 1% să rămână în suflet și să se gândească. Îmi place ca cei pe care îi intervievez să fie naturali, nici de cum serioși sau neserioși, și mă bucur că ai reușit să fii naturală și mai ales că, uite, am reușit să facem acest interviu, mai ales în postul Paștelui, din care mulți dintre telespectatori ar învăța foarte multe. Mult succes pe mai departe și revenim pe Star Popular cât de curând, pentru că tot l-ai amintit pe soțul tău cu un interviu în care vom povesti mai multe. Doamne ajută să fie succes, să fie bine, să fie pace în lume, să ne putem desfășura viața de zi cu zi cu activități, cu toate încercările care vin peste noi. Doamne ajută, vă îmbrățișez, să aveți sărbători cu bine, un Paște fericit și sănătate. E mai bună decât toate.